Frumoasă și bogată este comuna Teregova, poate cea mai impunătoare din tot Carașul. Peste plaiurile acestea s-a dus o luptă crâncenă în anii 49-50. Monumentul Crucea, ridicat în centrul așezării, îi amintește comunității de cei morți în lupte, în închisori sau în execuții. Partizanii bănățeni, mulți, foarte mulți pentru o comună cu 2000 de locuitori. În urma ciocnirilor cu securitatea de la Pietre de Albe, comuna Teregova nu și-a tămăduit rănile nici astăzi. Jumătate din comună a fost arestată și așezarea devenită martir se afla în obiectivul securității, în dosar DUI de urmărire informativă. În fiecare familie era un țăran prigonit care aducea după sine prigoana întregii familii. Viața fiecărui locuitor era urmărită și înregistrată. Toți erau inamicii regimului comunist și se știe cum răspundea regimul. Potop de cote, de somații, de persecuții financiare pe care le suporta bietul țăran bănățean. Se scoteau la iveală bunurile dosite de frica poteilor din miliție și securitate, știuleții de porumb ținuți în acei ani de foamete lângă icoane. Se ajunsese până acolo încât postul de jandarm din fiecare localitate rurală punea la fiecare capăt de sat o patrulă de pază ca niciun locuitor să nu-și mai părăsească comuna dacă nu-și preda cotele. Și nu trece pe lângă monument, partizanul a ajuns la 90 de ani fără să mai verse o lacrimă pentru cei duși. E vorba de Nicolae și soția lui, Maria Ciurică, familia care a avut de suferit de-a lungul vieții neînterupt arestări, închisoare, confiscări, represiune. Ciurică și-a văzut frații de luptă însângerați în bătaie, ciuruiți de gloanțe și târâți din pădure pe crengi, precum arbori retezați, aruncați în camioane și călcați cu cizmele. Cei doi partizani pe care i-au adus sub nucul ăsta, acum ai bătrân. Doamne, erau mutilați. Cel puțin Anculia Petu era pușcat și în limbă, în gură, eu stau aici. Și venea mama mea să uita, care era mai în vârstă, și zicea, nu se poate să fie el. Nu au putut fi recunoscuți cât au fost, ca să o auzit, că eu tras după și eu pușcat securitatea ca pe cum tragi Bușteanu, după cai. I-au adus aici. Nucul ăsta nu era o bancă. Ei când i-au adus, i-au bătut o șindrilă, o bucată de scânduri, așa, în două cuie, și-au pus cu capul pe nuc, că nucul de-aia un pic a plecat, că era nucul ca mâna, știudă-și, pe timpul ăla. Și s-au plecat sub nuc și nici ei nu l-au cunoscut de început, că atât au fost de mutilați. Și atunci venea, era o primăriță, o soție a unui primar, era Chișai primar, atunci țiganul. Au venit și-i călca pe burtă, așa. Da. Au făcut circ ăștia și atunci am mai auzit pe colonelul ăla, sau și-au fost când au intervăvat doi domni, că au fost parașutați din străinătate. Păi nu a fost un om străin aici, au fost toți de aici, din sat. Cine să-i parașuteze pe țăranii ăștia, că au fost toți cu 7 clase? Da. Păi se poate să mintă așa, într-așa o formă, doamne, că la numai haine are de om pe el. Păi nu se poate, au fost parașutați din Germania. Cine au fost parașutați din Germania? Au dus că n-a stat de vorbă cu comuna, ce dezastru au făcut. Păi au făcut dezastru ei, comuniștii, doamne, că au plecat la drum cu țiganii. Au venit primarul de aici și ne-au luat butoiul cu varză și s-o slobozit mama, că mai aveam un frate, era miș. Să ia cel puțin o căpățână, două de varză. O zis, copiii tăi să mănânce cleanțul. Aia ne-au lăsat nouă comuniștii. Și atunci mai spune că au făcut rău la comune. Ei au făcut. Că au plecat cu țiganii la drum. O zis că faci o spânzurătoare aici. Și pe toți îi bogați îi spânzure. Tatăl dumneavoastră a fost executat? 25 de ani. Bunicul meu a omorât în Pădurea Verde, Ghimboașă Nicolae. Și tatăl a executat 16 ani la Ghierla. Și atunci mai spun că au fost parașutați din Germania. Căști confiscate, doamne. Coți, n-am făcut noi, n-am putut să facem în pământul nostru cât o trebuie să le dăm lor. Nici nu vă puteți da seama ce-au făcut ăștia. Ăștia numai înfățișare au avut de om. Dar suflet și comportare de diavol au avut. Ne-au dat afară din școli. Pe bunicul meu din partea lui mama l-au omorât în pădure. Tata 25 de ani, fratele lui tata condamnat, cumnatul lui tata 10 ani, 5 ani cu domiciliu obligatoriu. Atunci să-i regret pe ăștia. Numai circ au făcut din lumea asta. Și ne-au dat afară din școli și ne-au confiscat averi. Ne duceam la batoză, doamne, veneam, nici paie nu mai aveam. Cartofi. Trebuia să dai cote de cartofi, să dai cote de grâu, să dai cote de fân, să dai cote de carne de porc, să dai cote de carne de vită, să dai cote de carne de vită, toate alea să le dai cote. Și mai au neobrăzarea, să spunem că au fost străini. Până Teregova nu a fost unul străin, au fost sute de familii aici, nepăstuite de ăștia. Dar nu a fost nici care străin, doamne. Cu siguranță că rezistența opusă de aceste grupuri a fost deseori eroică, ci au fost lupte în toată puterea cuvântului. Inclusiv grupul din Teregova, ulterior când au fost mutate 2 batalioane în zonă. Pentru început, sigur, s-a suplimentat numărul de jandarmi de Teregova, dar în termen scurt au fost mutate 2 batalioane de trupe de interne și foarte bine dotate. Și tehnic și cu armament, ca atare o forță absolut apreciabilă și au fost și prinși într-o semi-încercuire, au scăpat din acea situație. Aici trebuie să menționez că a fost și un episod extrem de neplăcut, respectiv, care nu trebuia să se întâmple. Respectiv, fusese răluați 2 prizonieri de la Teregova din rândul activiștilor de partid. Și au fost găsiți morți în locul unde a avut loc această luptă. Deci, partizanii s-au retras, dar cei 2 au fost uciși acolo. Nu în luptă, au fost uciși. Ulterior, din documente, este că a fost și un conflict în rândul grupului pe tema aceasta, dacă se omoare sau nu. Sigur că se știe și faptul că în anchetarea celor 2 partizani capturați la Teregova, ei au fost torturați și foarte duri, li s-au smuls și unghiile, unul nu putea să meargă, este adevărat acest lucru și că, pe de altă parte, că la anchetă au participat numai jandarmi, ci și activiști de partid locali. Asta nu trebuia să ducă, cred că și dat în precedenta emisiune în care ați avut amabilitatea să mă invitați, am subliniat acest lucru cu referire la un alt episod, nu trebuia să ducă de cealaltă parte tot la săvârșirea unor crime. Însă, opoziția și lupta au fost realmente eroică. Foarte puțini urmași ai partizanilor mai trăiesc în Teregova. Mai găsești un Duicu, un Pușchiță, un Ișfănuț, un Berzescu. Îi cauți pe crucea monument, acolo unde sunt părinții lor. Și afli că 5 dintre ei, condamnați la moarte de către tribunal, în ziua de 16 iulie 1949, au fost scoși din închisoare și duși în Pădurea Verde, unde au fost împușcați. Nicolae Ciurică, la cei peste 90 de ani, are o memorie excepțională și își poartă cu noblețe și seninătate vârsta, așa cum l-a numit președintele României când l-a decorat. Sunteți un monument de jertfă și suferință, un simbol al opoziției față de regimul totalitar. V-ați sacrificat întreaga familie, întreaga viață. Teregova, în anii aceia de instaurarea comunismului, a fost o localitate care a trăit intens evenimentele, pentru că niște oameni destoinici, cu credință în Dumnezeu și foarte ancorați în niște principii sănătoase, iubitori ai libertății, au considerat că nu se pot acomoda cu noul regim și cu tot ceea ce aducea noul regim, cu toate restricțiile și toate perspectivele care se arătau. Represiunile care le exercitau. Mai ales că unii dintre ei se întorseseră de pe frontul din răsărit și veneau cu o experiență. Și au spus că trebuie să acționeze, nu pot să stea pasivi și să vadă cum lucrurile merg într-o direcție pe care nu o dorea nimeni. Și așa s-a făcut că, începând de prin anii 1946-47, și s-a intensificat în intensitate această preocupare, în special a intelectualilor din perioada respectivă, a intelectualilor satului și nu numai. pentru a se organiza, pentru a fi pregătiți să acționeze, pentru că se știa, se vehicula că la un moment dat o să înceapă un conflict între Est și Vest și doreau să fie și ei pregătiți pentru a intra în acțiune atunci când era chemarea sau se dădea semnalul la nivel național. Și în clandestinitate, practic au început să se întâlnească, să discute, chiar să adune, să-și facă oarecum depozite de armament și să închege o organizație care să funcționeze. Și tocmai de aceea s-au hotărât să depună și jurământ de credință. Poate că aceste momente au fost cele mai emoționante și cele mai convingătoare pentru toți cei care s-au hotărât și își puneau practic propria libertate în joc, știind că nu este sigură victoria. Așa se face că notarul Ionescu, Gheorghe, împreună cu preotul, cu părintele Nicolici, Alexandru, la începutul anului 1949, au declanșat această acțiune de depunere a jurământului și în felul acesta se închega o organizație cu caracter anticomunist. Primele cercetări ale mișcării de rezistență anticomunistă din Banatul Montan le-a început profesorul de istorie Gabriela Bica, de aici din sat, împreună cu un grup de istorici și cu sprijinul elevilor din Teregova. Începând cu anul 1997, i-a urmat timp de aproape 10 ani un program de cercetare pe teren susținut și realizat de către Institutul de Istorie Orală al Universității Babeș-Bolyai. Cu atât mai necesar cu cât acest capitol al istoriei României a fost trecut cu tăcerea în discursul istoriografic. În Teregova, abia în acești ultimi ani, s-au realizat în studii de istorie orală mărturii ale celor rămași în viață după cei uciși sau încarcerați. Sursele orale au ajutat la reconstruirea trecutului secretizat. Sute de studenți, masteranți, doctoranți s-au deplasat în munții Rodnei, Maramureșului, țara Zărandului, Apuseni, Bucovina și Gorj sunt cei care au făcut interviuri cu subiecții acestei istorii deopotrivă martirice și eroice. Aveam 17 ani când tatăl meu, eu știam ceva, auzeam, vedeam, dar nu îmi spunea nimeni nimic. Îmi spune tata, băi, Nicolae, mâine vrei să mergi la munte? Merg, tată. La Muntele Olanu. Acolo tatăl meu avea o proprietate, vreo 300 de hectare, pădure și gol de munte, unde aveam niște oi, ciobani acolo. A doua zi dimineață plec cu tata cu doi cai împovărați cu disagi pe cai, cum se obișnuia în zona noastră acolo. Nu știam eu ce e pe cai, nu mi-a spus. Și am trecut râul Cerna, e distanțe de la Titerlești, Baia de Aramă, până la munte, aproape o zi de mers pe picioare. Am trecut Cerna, râul Cerna și spune, măi, nu mai dăm pe acolo pe unde e prea mult soare, dăm pe o scurtătură, știi tu, pe o scurtătură unde era mai multă umbră, ploschinul, stârminosul, așa îi spunea drumul acela. Știu, tată, dă pe acolo. Și când urcam prin pădure spre stâna din Olanu, ne apar în față vreo 7 persoane înarmați. Eu m-am speriat când am văzut. Și văd că dau mâna cu tata, se sărută, dau mâna și cu mine, dar când am văzut că dau mâna și se cunosc, se sărută, mi-a dat seama că nu sunt oameni răifăcători. Deși erau înarmați cu tot felul de armament, în tot felul de haine, nu era o uniformă precisă pe ei, haine civile. Și măi, frate Ioane, hai să ne tragem mai într-o parte, că nu cumva să treacă cineva pe poteaca asta să ne vadă. Și ne-am tras mai în pădure, mai într-o parte așa, au dat ei povara jos de pe cai și atunci am văzut că ce era pe cai era alimente pentru ei. Deci tata avea întâlnire cu acești oameni, dar mie nu mi-a spus și n-am știut nimic până atunci. Au discutat tot felul de probleme și zic ei, s-a adresat grupul ăsta de oameni către unul mai, nu mult în vârstă, că și ceilalți nu era așa tine, Mătușonule, Mătușonule, ce zic lui ăsta Mătușonul? Deci Mătușonul era un... Nu-i zicea domnule colonel, acesta era colonelul Uță, dar nimeni nu-i spunea domnule colonel, Mătușonul, deci probabil să nu se divulge să știe cineva cine-i colonelul. Și acest Mătușon, să zic așa, le întreabă pe tata, măi, frate Ioane, zice, uite acum, băiatul dumneatale știe tot, vede ce tata le dă asigurare. Asta era în 1948. Le dă asigurare în vara anului 1948. Ce eu îmi cunosc băiatul și de-aia l-am și luat cu mine. Am toată nădejdea și dumneavoastră să aveți siguranța că ne este de ajutor și nu divulgă. Le-a lăsat alimentele și din acel moment eu am devenit un om de legătură al lor. Tata a fost arestat și eu am continuat legătura cu acești oameni până în 1950. În 1948, 49, 50, tatăl meu a fost arestat. Și vara lui, până atunci, de mai multe ori, ei îmi dădea anumite scrisori să le dau la diferiți oameni pe care îi avea în organizație. Era în Baia de Aramă un major, Ionescu Constantin Costache, ziceau ei, deblocat, dat afară din armată. Și m-am dus de câteva ori cu niște corespondențe de la partizani la acest Ionescu. Mi-a mai dat scrisori, corespondențe din astea, să duc la Avram Ion. Ăsta era în Caraș-Severin, aici în Sacu, comuna Sacu. Acest Avram era un om foarte bogat, avea foarte mult pământ, fusese deputat la țărăniști pe vremurile. Și în 1950, prin iulie, sunt trimis cu o scrisoare la acest Avram. M-am dus, mă cunoșteau, mai fusesem, zic, mâine Ioane, țineți scrisoarea și dacă în caz când întreabă cineva cine, ce caut, vreau să cumpăr niște porumb pentru animale. Am intrat înăuntru, am stat maxim 5 minute, poate nici atât. Latră câinele, curte, când latră, 2 jandarmi. 40 și... în 50, 2 milițieni, devenise miliția. Aveți pe cineva străin la dumneavoastră, întreabă pe Avram că el a ieșit în întâmpinare când a latrat câinele. Zice, da, cetăția vrea să cumpere niște ceva porumb. A intrat înăuntru, m-a legitimat, dumneata mergi cu noi. Când au spus vorba asta, mi-am dat seama că cu mine s-a terminat. Deci, am plecat cu ei la postul de miliție, așa au spus Beșra, cu noi la postul de miliție să dau o declarație. Postul de miliție era spre direcția Camunii și halta de la Sacu, că Sacul nu are gară, o haltă. Acolo, în direcția aia, era postul. Mergând spre post cu milițienii ăștia doi, mă întreabă tata dumitale unde este. Zic, e arestat. Și unde? Nu știu, după câte știu, am înțeles, pe la Craiova ar fi. Ce vrei să te întâlnești cu tata dumitale? Zic, da, cum să nu? Atunci nu mai mergem la post. Ei nu era de la postul de miliție. A fost un truc. Și am mers la haltă. Pe vremea aceea trenul nu era electrice, era cu cărbune. Ne-am urcat în tren, personal, spre Severin, spre Craiova, direcția aia mergea trenul, și mi-am făcut planul cum trebuie să mă scap de ei. Eu am procedat după cum aveam eu, probabil și de la Dumnezeu, și instruit de cei care mă trimiseseră. M-am făcut indiferent, nu m-am agitat, nu m-am arătat. Când m-am urcat în tren, zice, băi, băiatule, nu ești arestat, dar nu ai voie să părăsești compartimentul fără aprobarea noastră. Nu, domnule. Mi-am dat seama că s-o obosiți. Unul chiar cu căiacul de-a binelea. Eu, care cunoșteam foarte bine traseul a trenului, m-am hotărât că atunci când trec de gara Teregova, trenul urcă un pic până la Poarta, la gara Poarta, și acolo e momentul, și urcă un pic, merge și mai încet, să cer permisiunea să ies la toaletă și să săr din tren. După ce am trecut de Teregova, zic către cel care era mai vioi un pic, zic, aș vrea să merg la toaletă. Și mi-a dat de cap că pot să... M-am săltat, eu n-am nevoie de toaletă. Cu coada ochiului am observat că s-a sculat și el și a plecat după mine. Unul dintre ei, ăla care mi-a confirmat. Eu, când am ajuns, n-am pus mâna pe ușa de la toaletă, pe ușa de la ieșire, am izbit ușa și am sărit din tren. Am ținut cont și de mersul trenului, ca să nu mă arunce sub roți. Locul cam rău, aici undeva, așa îi spune Valea Luban. Acum știu că îi spune Valea Luban, dar atunci nu știam că îi spune așa. Am căzut, m-am lovit un pic la gelul, la coate, m-am ridicat și dus a fost. Teren tufe, nu era un teren deschis ca să poată să... Dar am auzit că a tras alarma, că a scârțit roțile și, într-adevăr, s-a oprit trenul. Însă eu l-am dus. A doua zi am ajuns la Muntele Olanu, în pădure, acolo de unde am primit scrisoarea, de la cei care mi-a dat scrisoarea, și le-am povestit întâmplarea. Ei, măi, zic, eu pot să mă duc să mă prezint, că pot să spun, am fugit că mi-a fost frică, doar nu mi-a spus că s-a arestat. Măi, tu te duci, dar, zice, știi prea multe și ăștia te vor bate și te vor chinui de spui și ce nu știi. Nu putem să luăm o hotărâre să rămâi cu noi acum, până nu ne întâlnim toți care mai erau vreo 10. Că nu cumva să se întâmple ceva cu tine și când vine Nineu de la chisoare să ne reproșeze. Și, într-adevăr, a doua zi, prin relațiile care le avea, ne-am întâlnit toți și s-a stabilit ca eu să rămân cu ei, pentru că de închisoare nu scap și de schinuri nu o să scap și spui. Degeaba ziceam eu că nu voi spune. Am depus jurământul și am rămas cu ei. Această Biblie i-a salvat viața partizanului Nicolae Ciurică. S-a tras în ea, aflată la pieptul partizanului, în momente dramatice, dar gloanțele n-au ajuns să treacă de Cartea Sfântă. N-a vrut Dumnezeu. Biblia o ține Ciurică ca o relicvă sfântă. A lăsat-o fiilor lui ca o mărturie că a simțit mereu în luptă puterea divinității. Nicolae Ciurică face parte din generația 1948, care, așa cum spunea Aspasia Oțel Petrescu, a fost aruncată în flăcările iadului comunist în care și-a mistuit tinerețea și viața pentru apărarea unui crez sublim. Cea mai importantă bătălie din războiul partizani, forțe de securitate, s-a dat sus în munții Semenicului, la Pietrele Albe, lângă Teregova. Reconstituim acest drum alături de foști luptători, acum bătrâni. Urcăm cu un trailer care străbate serpentinele, înotând cu greu prin tranșeile de noroi. Atunci, în februarie, munții erau acoperiți cu un strat gros de zăpadă. Duminică, 21 februarie 1949, se declanșează operația de nimicire a grupului condus de Gheorghe Ionescu și Spiru Blănaru. Cu 30-40 de minute înainte, luptătorii, puși de pază, descoperă trupele de securitate și mișcările de învăluire. Erau peste 1000 de soldați. Se retrag spre Pietrele Albe. Partizanii ocupă o poziție dominantă, bună pentru apărare, și deschid foc din toate armele asupra trupelor ce înaintau pe o vâlcea. La mitralieră se aflau doi frați, Ion Berzescu, trăgător, și Petru Berzescu, încărcător. Văzând că flancul stâng al liniei de apărare rezistă și este bine fixat în teren, trupele de securitate atacă flancul drept, unde reușesc o spărtură. Gheorghe Ionescu lasă o ariergardă de 4 oameni, iar restul grupului se repliază în pădure. Ariergarda rezistă cu înverșunare până la lăsarea întunericului, când este înconjurată și nimicită. Sunt uciși în luptă 4 partizani dintre cei 29, iar Nicolae Ghimboașa și Gheorghe Smultea sunt prinși vii, grav răniți. Lupta a durat până noaptea târziu. Forțele de securitate continuă urmărirea în pădure, dar sunt hărțuite permanent de partizanii dispersați în grupuri mici de 2-3 luptători. Ningea fără încetare în acel sfârșit de februarie, făcând tot mai dificile deplasarea și adăpostirea luptătorilor, mai ales că avioanele de cercetare survolau mereu zonele presupuse de regrupare a luptătorilor din munți. Rezistența armată din munți, constituită din eroismul și jertfa acestor comune, reprezintă un capitol impresionant de demnitate românească și arată că în plină teroare atâția români au fost în stare să pună libertatea deasupra vieții. Și pe noi ne-au condamnat că ne-au dat ani la ei noștri ca boabile de cucuruți la găini și pe ei nu-i condamnă? De ce? Unde sunt legile așa? De ce spune că s-a mai făcut revoluție? Dacă pe ei nu-i condamnă, doamnă dragă. Pe ei care? La cine vă referiți? Pe cei care au condus țara? Pe ăștia care au condus țara? Comuna dumneavoastră sau ce? Și nu comuna, și domnei mari care e la București. De ce? Nu se-i toți scăpați, scoși din pușcării. Toți ăștia care au cuvează. Din conducerea de partid. Pe conducerea care au fost de partid, nu? Nu e așa? Toți ăștia ce-au făcut, ce-au făcut. Pe când ar noștri, dragul, eu nenorocit, ce să vă spun. Așa, îi băcea cu lăcercile. În pușcărie. Cu lăcercile. Eu spânzura și eu bătut, nu? Dai noștri. Ce lăceți? Șipci, cum să vă spun. Înțelegeți acum? Da. Așa, de brad. Așa. Că acum vă spun că mă bătut și pe mine, cu țapa. Cu parii. Cu parii de lemn. Parii. Păi da, parii de lemn, da. Normal, mai pe scurt, mai pe înțeles, să spun. Așa, îmi pare. Au făcut un dezastru și nu a existat. Nu s-a putut mai mult, mai rău decât atâta. Propus să ne ducă pe Barăgan. Să ne ducă. Totuși am scăpat, nu știu cum. Chiar pe timpul ăla, pe urmă, s-a mai domorit un pic treaba și am scăpat din lumea despre Barăgan. Dar programați am fost. O băga securitate peste noi, o adus armată peste noi acasă. Cum arăta centrul comunei Teregova. Noaptea erau patrule, erau soldați, era armată pe drum. Vai de mine, Doamne, că cred că 30 de ani, Doamne, nu m-am sculat. Nu știu cum am trecut, dar drept în picioare. Nu numai capului. Astăzi mi se pare când din lună că văd chipiurile securiștilor pe afară, pe la cum ne păzau. Și atunci au dormit prin pod și atunci au păzut pe toate părțile din ori păzut, că Domnul veni sau nu îmi duce, nu îmi face noi, nu știu ce. Da, a fost frică. Au, mare de mine. Păi, dar nu puteai să iei, nici copiii nu puteau să mai zică nimic. Nu venea, aveam o mătușă care în fiecare dimineață venea și striga să vadă dacă veniți acasă. Zicea că noaptea nu dus, nu ne spune acasă. Tot ce exista trebuie a fost pe capul meu. Numai că nu ne-a omorât. Și am spus, Doamne, nu mai sunt nici la viață, nici la nimic. Copiii numai. E păcat de doi copii că am, dar de mine absolut nu îmi părere. Să știm. El a restat, mama, soacră, dar nu mai zicea nimic, că era bătrână și ea și slabă, la 60 și ceva de ani, semne. Dumneavoastră ați rămas cu soacra, da, cu mama? Cu soacra am rămas. Și cu ea am lucrat, am crescut copiii și am putut ține la școală. Dar vă spun că totuși am avut un pic de dar de la Dumnezeu că am mai găsit urile știse, care sunt. Ori mai fost cu suflet, ori închis ochii și ori trecut. Asta a fost mare lucru pentru noi, să știți. Dar tot ce suferim, tot ce a existat, trebuie făcut. Și domnii ăștia mari, eu, să mă ierce Dumnezeu, nu știu cum să vă spun, dar nu le-ar strica să pată, nu și-au făcut ei cu noi. Nu știu ce mai mult, decât atâta și-au făcut ei cu noi. Nu mai mult. Își toți domnii mari care au omorât și au făcut atâtea crime și atâta năcaz. Și ei scăpați, ei au avut televizoare, ei au avut radio, ei au avut ziare, nu știu ce, nu știu cum. Dar ăștia sărașii o șăzut pe grătii, nu, cu apa sub ei și apa pe dedesubt și ei. Când o scos pe unul de acolo din untru, s-au pus patru cu spațiile să-l încălzească ca să-l înviu, fost aproape mort. Ori deși l-o pidepsat așa, că nu ar fi fost, nu știu ce, numai ăștia, ori fost rădători de țară, ei, nu? Practic, dacă este să însumăm numărul partizanilor din toate aceste grupuri care colaborau foarte strâns între ele, am putea spune că nu existau niciun fel de disensiuni între cei care se alăturaseră colonelului Uță, fostul prefect de Mehedinți, cei care erau alături de notarul Gheorghe Ionescu, de Spiru Blănaru sau de comandorul Domășneanu. Deci toți erau practic o mare echipă care ajunsese să aibă chiar o capacitate ofensivă. În 12-13 ianuarie 1949 ei au atacat chiar postul de miliție din Teregova, au reușit să-și elibereze camarazii lor care fuseseră reținuți de miliție și i-au eliberat. La fel, în 14 ianuarie, lucru mai puțin cunoscut, 1949 au reușit eliberarea unui alt partizan arestat de miliție chiar în gara Teregova. Aceste acțiuni extrem de curajoase au dus practic la aceste măsuri luate la cel mai înalt nivel al securității și ordonate chiar de către Teohari Georgescu, ministru de interne, de a se crea acest comandament unic al securității în Caransebeș. Ori iată că doar oamenii din patru comune mari ale Banatului, da? Și aici vorbim de oameni care nu aveau o apartenență politică anume. Nu erau doar legionari, doar țărăniști, doar liberali și așa mai departe. Nu. Cea mai mare parte dintre ei nu aveau apartenență politică, erau simpli țărani. Apoi restul făceau parte practic din toate formațiunile politice interbelice și mulți dintre ei, vârfurile, erau foști militari. Ori această structură aparent eclectică avea totuși o disciplină militară pentru că era condusă de oameni cu știința armelor. În primul rând colonelul Uță. El era persoana cea mai respectată în toate aceste grupuri reunite. Din păcate el a murit destul de curând după ofensiva securității când la începutul lunii februarie, pe 9 februarie mai precis, a căzut apărându-și camarazii în retragere în fața unei ofensivei unui cordon extrem de numeros de securiști care periau pădurea. Nu. Mult mai bine dacă aș fi murit atunci. De ce? Da. Știind ce am trecut eu, nici să nu dea Dumnezeul om cât poate dus. Omul e cel mai mare, cel mai periculos animal de pe fața pământului. Omul e cel mai rezistent. În celula aia cât am stat, s-a întâmplat că coșul a fost infundat și nu s-a putut face foc să se încălzească nici un pic. Sara se făcea puțin foc. La mine nu. Era înfundat coșul. Până în martie, sfârșit de martie, a venit un maestru care a desfundat coșul. Ianuarie, februarie am stat acolo și martie pare foc. Și apoi am stat 6 luni acolo și atunci de acolo m-am băgat într-o cameră unde erau 80 de deținuți. De acolo am zis că n-am să mai știu să vorbesc cu nimeni când am ieșit din celula aia. Și de acolo ne-am dus, atunci m-au dus la anchetă, dar la mine a fost ușor ancheta, care era majoritatea, cei mai toți, prinși care am fost, prinși, morți. Aici au murit ea 2, acolo pe urmă mai murit alți 2, pe urmă alții. Ați mai venit până acum aici la munte, la Pietre de Albe, în jur, ați mai venit până acum? Nu. Din 1950 până acum? Din 49. Din 49. Am mai fost pe drumul ăsta, numai am fost aici, în partea asta. Am avut oile aici și m-am dus după brânz. Nu lăcrimați când veniți pe aici? Nu vă gândiți la colegii dumneavoastră? Păi te gândești degeaba, că nu mai poți ajuta nimic. Trece și vremea, uiți tot. Am uitat tot ce a fost și prin și-am trecut, că cuream după câine să-i scot ciolanul din gură să rod eu. Foamea ce distruge definitiv, ce pierzi om. Da, aici. Aici deasupra a fost. Acolo am luptat. Cei împușcați au fost aduși pe pari în Teregova, batjocoriți. Uite partizanii cu țara în brațe. Cei vii trimiși în judecată, cei condamnați uciși mai târziu. Alexandru Nicolski, general de securitate, nemulțumit de faptul că din lotul Blănaru au scăpat după proces 7 luptători neexecutați, în cadrul unei ședințe trimestriale de bilanț, îi ordonă lui Ambruș Coloman: Colomane, ia-i tu și rezolvă situația. Situația s-a rezolvat prin asasinarea celor 7 din lotul Ionescu Blănaru în ziua de 2 august 1949. Ordinul dat de Nicolski este stipulat în stenograma ședinței amintite. Crește teroarea și asupra locuitorilor din sate pentru a divulga orice legătură sau prezență. Cei mai mulți rezistă, alții cedează și arestările nu mai contenesc. Comuna Teregova este supusă unei adevărate blocade. Cum ați știut că a fost executat? Bine, doamnă, eu am fost la el, m-a chemat, au venit, vreo 2 soldați la casă, din câmp, lucram la câmp. Și copiii erau acasă. Și eu am zis către soldat: vă rog frumos, zic, hai dați-vi la mine pe acasă, spun la copii că ea, că eu plec, zic. Am venit acasă la copii, mami, zic, eu mă duc până la post, zic. Nu știu, orice să mă merge în parte, nu știu, voi să fiți cuminți, trăfata mare că am. Să fiți cuminți, zic. Ei copiii mă începură să plângă, eu atunci, ce să prindeți, cum sunt viața eu, zic. Copiii atunci rămânea și am plecat. Când am ajuns la post, a fost o mașină pregătită, m-au suit în mașină și m-au dus până la Cimișoara, la securitate acolo. Acolo când m-a dus, m-a băgat înăuntru. Când m-a băgat înăuntru, era așa în coridorul, cum ar fi la noi. Și eu stăceam acolo înăuntru și În timp l-am adus pe drum, pe coridor, cum venea bărbatul meu. Când l-am adus, a fost o tună, știi? Dar m-am ținut la coraj, zic, și nu mă oprește și pe mine aici. Atunci când a venit băiatul înăuntru, și eu zic că a ajuns, Maria. Da, m-a ajuns pe mine. Și că eu ți-am cerut. De pentru și Pietre. În primul rând, te întreb și pe acasă. Zic că tot bine, până în prezent, e bine, da, bine. Uite să știi că începe procesul și că și fiecare dă dorințele familiei. Să ai grijă de copii, că pe Ionică să nu lași. Orice te faci să nu lași, să-i dai la școală, pe fata mare. Asta mică, să oprești lângă tine că a fost mai bolnavă. Eu nu știu, dacă mi-ai venit, nu mi-ai venit. Vei auzi câțiva mâini pe judecați. Și asta a fost tot și eu atunci am plecat. Și să vină fata mare la mine. Eu zic, cum să vină fata la mama? Dar și nu lasă să pe fată, zic, să vină. De atunci el, ăla, domnul ăla, când zic, nu. Și dumneata să-i spun la fată, că să vină la poartă și că să-i spună să-i întrebe de o prică, locotonentă o prică. O zis. Și bărbatul meu către mine tot așa o zis, spune, Mario, fără frică, orice avea supărări, avea și ea, că nu-ți fie frică de domnul locotonentă. Nu este omul. Eu am spus și eu m-am din casă, atunci, eu ăsta de munceană, cum zisele, s-au dus și fata mică cu mamă, s-au dus la ele. S-a îmbrăcat și fata s-a dus. Dar și să-mi tramit Mariușcă și reașă, era iune, și reașă de iune. Asta să-mi tramit. Pâinea nu, că n-avem pâine albă, n-aveți voi acasă ca mine. Și mâncare, orice mâncare. Și o pareche de sandalice, că bocanșii n-am șirituri la ei, dar sandale să fie cu catarame din închei. I-am pregătit la fată și am trământ. S-a dus fata, a ajuns la el, o vorbit cu fata, tot aia o greșit, că pe băiatul nu lasă deloc, să facă cum pot. Și l-o s-a arătat și a plecat. Și o să fiți cu mine, să ascultați pe mama ta. Când am ieșit afară, eu, când am ieșit vorba, am făcut un paș înapoi, știi, și să mă uit spre el, că nu văd de el, se băgă râsă pe celălalt la celulă, știi. Și auzi poarta, dram când mă fac așa, când o închisă. Domnule Ion Pușchiță, ce s-a întâmplat cu dumneavoastră, băiatul de 9 ani, a ajuns la Constanța? A ajuns la Constanța, cred că așa a fost propus de acolo să ne despartă partea bărbătească care era de la 9 ani în sus, să fie trecut în cerulă cu bărbații, iar cei mai mici de 9 ani, chiar dacă erau fete sau băieți, mergeau cu părinții. Neșansa mea a fost că eu am avut 9 ani. Și am intrat într-o celulă cu 3 deținuți de drept comun, 3 criminali. Șansa mare a fost că unul dintre ei a intrat, poate, dintr-o întâmplare acolo și el a avut grijă de mine. Ce v-aș putea spune? Cât a stat în această închisoare? O lună jumate. Dar pentru mine, o lună jumate mi-a rămas marcată pe viață, fiindcă nu știu dacă poate cineva să condamne un copil pentru ideile părinților și pentru ce gândeau ei părinții. Eu cred că nu are drept nimeni. În primul rând, fiindcă este, viața este dar de la Dumnezeu. Sunt două chestiuni de observat, după părerea mea aici. Primul, curajul consemnat de Lucia Hosu Longin și echipa ei în imagini absolut cutremurătoare. Este vorba de un curaj care dovedește, practic, că acest popor a avut o coloană vertebrală pe tot parcursul regimului comunist și că nu este deloc adevărată aserțiunea potrivit căreia mămăliga nu explodează, România fiind un vid din punctul de vedere al rezistenței anticomuniste. Imaginile tulburătoare din Memorialul Durerii arată exact contrariul. Și apoi mai e și un alt curaj. Curajul acestei echipe de a consemna aceste mărturii într-o epocă în care istoria comunismului și a ororilor comunismului era un fel de tabula rasa. Regimul Iliescu în special nu voia să se audă absolut deloc și absolut nimic despre ceea ce se petrecuse în timpul regimului comunist, care trebuia prezentat într-o lumină cât mai favorabilă dintr-un motiv foarte clar. Ei înșiși erau urmașii acestui regim. După părerea mea, Memorialul Durerii, pentru mine ca istoric, este ceea ce pentru medieviști reprezintă documenta Romaniei Historica. Practic o sursă de primă mână în documentarea oricărei istorii a comunismului românesc. Pentru că altundeva ceea ce e consemnat în Memorialul Durerii nu mai găsești.